Informația momentului, doamnelor, domnilor, un bărbat a fost înjunghiat în capitală, iar făptașul este căutat acum de poliție. Colegul meu, Andrei Grigore, este în legătură directă cu noi cu mai multe informații. Bună seara, Andrei, ce s-a întâmplat? În ce stare este bărbatul care a fost înjunghiat? Bună seara, Andrei, bun găsit, doamnelor și domnilor. Totul s-a întâmplat în urmă cu scurt timp, anunță poliția, maximum o oră, prin apel la 112 a fost sesizat conflictul. Mai exact, doi bărbați vecini de altfel, care se și cunoșteau, cu vârste de aproximativ 30-35 de ani, s-au certat în scara blocului și totul a degenerat cu înjunghierea unuia dintre aceștia în zona gâtului. După apelul la 112, bărbatul care a fost înjunghiat a fost transportat la spital și se oferă îngrijiri medicale. În schimb, cel de-al doilea bărbat, atacatorul, este liber la acest moment. Cum polițiștii faptul că l-au identificat, adică știu cine este, însă nu l-au și depistat la acest moment. Ceea ce putem spune, practic, este că un agresor este în acest moment liber pe străzile din capitală. S-a deplasat la fața locului în zona Apărătorii Patriei, unde a avut loc incidentul, și polițiști de la secția 26 și încă se fac cercetări pentru stabilirea exactă a situației. Andrei Grigore, mulțumesc pentru aceste informații. Revenim, doamnelor, domnilor, în cazul în care mai apar alte detalii din partea autorității.